Credeți că valoarea bitelor e foarte scăzută, fiindcă și calitatea a crescut, calitatea transmisiilor de TV și imediat transmisia arată o eroare de arbitraj? Nu, aici e o problemă de selecție. Mereu am auzit selecție, că se face selecție, așa mai departe. Dar n-am auzit niciodată să se facă selecție la cei care fac selecție. Pe adică un arbitru de linie, el face selecție la arbitrii de centru, el îi instruiește. Ori aceasta, după mine, este o greșeală. Adică, ce ar trebui să facă? Să se ocupe, un exemplu, la televiziune l-am văzut atât pe Crăciunescu, l-am auzit și pe Porumboiu, analizând greșelile arbitrilor. Ori dacă vrei să îndrepți ceva, păi ei nu-i pune ca să comenteze greșelile, ci pe ei pune în față ca să îi învețe să nu greșească. Și atunci cine ar trebui să arate greșelile de la meciuri? Sunt suficienți. Pentru că vezi faza de 4-5 ori și îți spune faza ce se întâmplă. Dar s-ar putea să fie tot ei și la analiza respectivă. Dar prima dată v-am spus ce trebuie să facă. Să instruiască în așa fel încât să nu greșească sau să greșească cât mai puțin. De ce credeți că arbitrajul românesc duce lipsă de credibilitate? E foarte greu să dai acest răspuns pentru că băieții, eu consider că se străduiesc din câte am văzut eu și greșelile sunt din instruirea pe care o au și faptul că nu au jucat fotbal. Ca să instruiască pe arbitri în așa fel încât ei să înțeleagă că dacă nu ar fi fotbaliști, ei nu ar avea ce arbitra. Acesta este primul lucru pe care... Iar arbitrii să nu-și ia model niciun alt arbitru, deoarece nu poți să-l copiezi 100% și ajungi mai slab decât modelul pe care ți l-ai ales. Și să ia de la fiecare arbitru ce are mai bun, dar atenție, ce are mai bun și îi se potrivește lui.